Totul s-a petrecut în 30 aprilie în localitatea Pustă, când un jandarm din cadrul grupei de supraveghere și intervenție Șimleu Silvaniei, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost agresat de către un tânăr de 30 de ani și de mama lui, în vârstă de 39 de ani. Cei doi au început să arunce în direcția jandarmului mai mulți bolovani, lovindu-l în zona abdomenului și în spate. De față s-au aflat circa 30 de persoane de etnie romă, fiind tulburată astfel liniștea și ordinea publică, mai spun anchetatorii. Femeia a fost arestată în 1 mai pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea liniștii publice, printr-o decizie a magistraților judecătoriei Șimleu Silvaniei. Cum fiul s-a sustras urmăririi penale, pe numele său, instanța din Șimleu a emis în 4 mai un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru comiterea infracțiunii de ultraj. Dat în urmărire națională, el a fost prins în 7 mai de către oamenii legii pe raza municipiului Zalău și depus în centrul de reținere și arestare preventivă Sălaj.